de contaminarea prin căldură uscată la 70 de grade Celsius timp de 30 de minute este cel mai rapid și eficient mod de a steriliza un respirator sau o mască de protecție în propria casă. Măștile tratate astfel păstrează până la 97% din proprietățile de filtrare. Am să vă iau cu mine în bucătărie să vă arăt procedeul de sterilizare în căldură uscată, în cuptor electric, setat la 70 de grade timp de 30 de minute. Am să introduc 3 respiratoare și o mască de protecție. Vreau să vă asigur că după acest procedeu, niciun respirator sau masca de protecție nu a suferit vreo degradare, deci puteți să utilizați acest procedeu în siguranță. Decontaminarea prin aburi. Ținerea măștii deasupra apei clocotite timp de aproximativ 10 minute omoară germenii și în același timp păstrează 95% din proprietățile de filtrare ale măștii. Această metodă se poate utiliza de 2, maxim 3 ori. Decontaminarea măștilor de protecție normale sau cele artizanale cu 3 straturi se poate face prin fierbere la 100 de grade timp de 3 minute. Acum am să vă arăt și sterilizarea prin fierbere la 100 de grade timp de 3 minute. Am să folosesc o mască artizanală și o mască de protecție normală cu 3 straturi. Vreau să vă asigur că nici după această sterilizare nu s-a întâmplat nicio degradare la vreunul din produse. Acest procedeu implică uscarea măștilor și după care urmează călcarea cu fierul de călcat la o temperatură astfel încât să nu degradăm materialul măștii. Studiile arată că acest procedeu de decontaminare reduce doar cu 1% eficiența măștilor. Folosirea măștii artizanale poate contribui la controlul pandemiei COVID-19, dar trebuie respectate și măsurile de igienă și distanțare socială. Atenție! Alcoolul și produsele pe bază de clor distrug fibrele măștilor de protecție, astfel își pierd proprietățile de filtrare. Aceste metode nu trebuie să se utilizeze. Nici microundele nu trebuie să se utilizeze, deoarece topesc materialul, făcând măștile inutile.